Feeling-ul meu este că în momentul de față suntem, avem nevoie de o soluție de salvare. Suntem ca într-o barcă care se scufundă. Ori în acest context trebuie să, sigur, să punem bazele unei strategii de educație. Trebuie să învățăm populația să citească știrile și informațiile și întrebarea care evident îmi vine în minte este cine să învețe. Pentru că dacă nu au încredere în învățători, degeaba îi învață, pentru că nu îi vor urma mai departe. Iar în situația asta, cred că și crearea unui cadru prin care oamenii trebuie să înțeleagă că nu mai avem timp de ezitat și că este cazul să respectăm atât măsurile de prevenție, cât și să încercăm să ne adresăm către vaccinare, beneficiind în felul acesta de protecția oferită de vaccinuri. Cum facem asta? Ne uităm la celelalte țări. Au impus unii obligativitatea vaccinării, alții au impus o serie de restricții, alții au impus folosirea certificatului verde digital. Da, este o măsură care dă rezultate și astfel de soluții, cred că trebuie să găsite pe termen scurt, însă, repet, aceste soluții trebuie să fie fundamentate științific, trebuie să fie logice, trebuie să fie foarte bine explicate oamenilor, încât să înțelegem că, de fapt, nu vorbim de discriminare, pentru că asta este tema oricăror măsuri restrictive. Este narativul care tot timpul este adus în discuție că suntem discriminați. Nu suntem deloc discriminați. Sunt măsuri care, repet, ne protejează sănătatea comunității din care facem parte. If you look at all these disinformation campaigns, all this fake news, people are screaming for help because they don't know what to believe anymore. Do I believe this because Uncle Thomas sent it to me and I like Uncle Thomas and Uncle Thomas is credible, so this must be credible? We have to, again, teach people how to read the media. Check your sources. Don't believe a random source. Look at mainstream media. Are they reporting the same thing? Yes or no? Right? Corroborate. Don't only watch, I'm going to say some names here, CNN, Fox, Newsmax, etc. Watch Deutsche Welle. Watch even the Chinese ones. Right? See if they're talking about the same things. Is the story credible? That's what we have to find out. I think education is key. And media literacy is the old literacy of before. Instead of learning how to read and write, you're learning how to read media. Noi avem acum o clasă politică care a fost votată de 30% practic, cât au participat la vot, dintre care 10% au votat cu un partid anti-vaccinist. Dintre cei care s-au prezentat la vot. Neprezența la vot nu înseamnă decuplare politică. Poate să însemne furie politică, poate să fie frustrare, poate să fie lipsă de încredere. Deci noi suntem acum într-un moment în care 70%, mai mult sau mai puțin, din populația României nu se duce la vot. Deci simte o anumită frustrare față de clasa politică. Ei, când tu ai un grad de credibilitate al politicienilor și a instituțiilor atât de jos, e foarte greu să mai speri ceva prin campanii lucide raționale pe care le sugera mai degrabă, zice eu, din politețe, domnul Gheorghiță, că nu funcționează asta. Riscul este să tragem concluzia că singura soluție pe care un stat ca România în acest moment o poate lua este mai degrabă o soluție, hai să nu-i spun de forță, dar o soluție mai degrabă de tip radical și de tip, să zic așa, de sus în jos. Eu nu spun că sunt de acord cu asta și nu spun că trebuie să fim de acord cu asta. Dar o soluție de tip persuasiv, convingător, pentru a duce oamenii la vaccin, e aproape imposibil de întrezărit. Și tare mă tem că vom ajunge într-o situație în care politicienii, care până acum și-au asumat comunicarea o bună parte din perioadă, apropo de chestiunea asta, vor fi obligați să mai ia și niște decizii. Vor fi în stare să ia deciziile care nu vor fi populare, dar probabil că vor fi singure care vor rămâne la îndemână. Adică soluții de tip, puneți ghilimele de rigoare, coercitiv, în care oamenii să fie obligați să facă ceea ce nu fac pentru că nu pot să fie convinși.
Asta este o dilemă teribilă. Dar din ce înțeleg eu din discursul sau sugestiile, inclusiv domnului Gheorghiță, altă cale, pe termen scurt cel puțin, nu se întrevede. Pentru că dacă ne-am convins noi pe oameni până acum, cum o să-i convingem după ce le-am servit o cădere de guvern și o creștere a prețurilor la energie?